Bună ziua! Numele meu este Georgiana Mărgărit, sunt medic-nutriționist în cadrul clinicii de nutriție Kiloscop și m-am gândit să vă vorbesc despre meniul de post, având în vedere că urmează săptămâna mare, dinaintea Paștelui. Știu că foarte multă lume și sunt mulți pacienți care vin în cabinetul meu cu frica de a nu se îngrășa în timpul postului. Ceea ce vă răspund este că nu e nicio problemă, că putem să ținem post și chiar să și slăbim, dacă știm cum să combinăm alimentele între ele. Așa că ce ar trebui să conțină masa de dimineață? Ar trebui să avem mai multă energie, să ne ajungă toată ziua, pe care ne putem lua din pâine, din fructe, din cereale, din musli, din fulgi de cereale, asociate cu o proteină care să ne țină de foame, o proteină vegetală, cum sunt lactatele și brânzeturile vegetale, de soia, de ovăz, de migdale, nucile, aici referindu-mă la toată categoria de nuci, inclusiv migdale, alune, cajun, fistic, semințe de orice fel. Sigur că putem să asociem și avocado, care nu este tocmai o proteină, dar este un fruct gras, cu grăsime vegetală sănătoasă și care este foarte sățios. Masa de prânz poate să asocieze orez, cartofi, mămăliguță, pâine cu mâncărici de legume, cum ar fi spanac, varză călită, legume la grătar, tocăniță de ciuperci, iar proporția din farfurie ar trebui să fie undeva la o parte carbohidrați și două treimi legume. Masa de seară, la care știm că apare problema din cauza foamei și a poftelor și a momentului în care ne relaxăm, devine mai dificil în cazul postului, dar se poate rezolva cu salate voluminoase, colorate, cu orice legume ne plac, asociate cu semințe sau cu brânză tofu sau cu câteva nuci pisate. Ca și gustări, în zilele de post, sănătos și bine este să luăm câte un căuș de mână de fructe uscate sau câte un căuș de nuci. Cât despre alte variante, la sfârșitul videoului o să vedeți o variantă de meniu de posturi de la cap la coadă cu cantitățile respective și asociere, așa cum țin eu o zi de post. Vă mulțumesc!